Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. A venit coletul. Despre ce colet este vorba, o să vă spun imediat. Dar până atunci, trebuie să vă avertizez că mi-am pus o lampă ca să mă pot vedea mai bine atunci când filmez, pentru că filmez cu telefonul mobil. S-ar putea să auziți zgomotul de fond al hotei din bucătărie, pentru că soția mea gătește, sau gălăgia pe care o fac fetele mele, copiii mei, pentru că se joacă alături. Filmez în bucătărie, trebuie să fac acest clip. Afară este foarte frig, plus că am ajuns târziu acasă și nu am avut timp să fac acest lucru. De ce fac acest clip? Pentru că am avut un videoclip în care v-am povestit, sau am povestit, să spunem așa, despre pH-ul solului. Iar acolo v-am prezentat cum se măsoară pH-ul solului și aveam o sondă, un pH-metru cu care măsuram eu pH-ul pământului din grădină de la mine. Iar tot eu am promis că acea sondă, dacă are cineva nevoie de ea, o voi dona. Iar dumneavoastră, nu ați fost o singură persoană care mi-a cerut acest lucru, ci ați fost mai multe persoane și astfel, pur și simplu, n-am putut să ofer doar una, să aleg pe cineva și am comandat 10 sonde, 10 pH metre pe care vi le voi da dumneavoastră. Am aici caietul fiicei mele pe care se joacă, am scris persoanele cărora le voi trimite aceste sonde. Bineînțeles, sunt o parte din ele, pentru că celelalte urmează să-mi trimite adresa. Nu am adresa dumneavoastră și dacă mi-o trimiteți, cu siguranță vă voi trimite aceste sonde. Așa că ce să mai o lungim, vom desface coletul, o să vă arăt sondele, o să vă spun despre ce este vorba și bineînțeles că o să le pun prin poștă să ajungă la dumneavoastră. Singurul lucru care vă spun este că vor ajunge probabil după sărbători sau poate și până în sărbători, dar acest lucru se va întâmpla dacă eu am timp să merg la oficiul poștal să le pun, pentru că v-am spus, tranzitez o perioadă foarte ocupată și nu prea am timp. Încă o chestie foarte importantă, costul acestor sonde a fost suportat de către mine, iar transportul voi suporta tot eu, deci contravaloarea la toate chestiile acestea sunt suportate de mine. Și dumneavoastră le veți primi gratis. Deci când vine poștașul la dumneavoastră, nu trebuie să plătiți nimic, pur și simplu ridicați sonda și bucurați-vă de ea. Nu este una foarte complexă, este cam același lucru ca cea pe care am folosit-o eu în acel clip, decât că nu am găsit efectiv să cumpăr 10 bucăți din acelea cum am avut eu și am cumpărat alte 10, sunt puțin mai ieftine, dar sunt eficiente. Așa că haideți să deschidem acest colet, să vi-l arăt și acesta va fi videoclipul de azi. Sper să fie ceea ce trebuie aici, nu l-am desfăcut până acum. O să folosesc un cuțit, este de la un prieten de-al meu bun, un cuțit frumos. Omul are destul și am luat o grămadă de la el pentru că într-adevăr are ceva calitate. Hai să desfacem, vedem despre ce este vorba. Cadouri de la Moș Crăciun. Gata, am reușit, l-am desfăcut. Așa. Hai să facem ceva de gen acesta. Și aici avem sondele. Cum așa arată, sunt același lucru cu ceea ce ați văzut în videoclip. Ele au partea de sus unde indică scara pH-ului și dumneavoastră, pentru a le folosi, exact cum ați văzut în acel videoclip, udați puțin cu apă, lăsați 50 de secunde acest electrod, nu știu cum se numește, îl introduceți în pământ acolo unde ați umezit, îl lăsați 40 de secunde, iar în această zonă veți vedea exact care este valoarea pH-ului din ceea ce doriți dumneavoastră să măsurați. Nu este valabil pentru apă, deci dacă pentru lichide, nu îl băgați în lichide pur și simplu. Iar după ce îl folosiți cu un șervețel, foarte frumos îl curățați și aveți grijă
grijă să nu prea atingeți foarte mult această parte cu mâna liberă. Așa cum am spus, au venit toate. 2, 3, da. Sunt 10 bucăți. Mai am aici, nu le voi desface pe toate. Uitați-le. Și acum să luăm caietelul, că nu pot să memorez, și să spun câteva din persoanele care le vor primi, celelalte pe care le-am contactat în privat, prin mesaj. Aștept adresa dumneavoastră pentru a vi le trimite. Și o să ajungă la Vârjoc Cristian, unul dintre ele, Ioan Berbece, sper să pronunț corect, Popa Doina, Lucas Ștefan, Lupu Milică și Robert, dar nu știu tot numele, Robert din Buzău. Și va mai ajunge la Pocol Dorel din Baia Mare și așa mai departe. Deci, Vârjoc, Berbece, Popa Doina, Lucas Ștefan, Robert din Buzău, Lupu Milică, Pocol Dorel. Și restul până la 10, aștept adresa de la dumneavoastră, pentru că eu v-am contactat în privat, iar dumneavoastră va trebui să mi-o trimiteți pentru a ști unde să le expediez. A fost un videoclip simplu în care trebuia să fac acest lucru pentru a vă spune ceea ce am hotărât, faptul că vi le voi da și mai ales că nu vă costă nimic, pentru că poate veni cineva la ușa dumneavoastră și să vă spună: v-a trimis Tiberiu aceste sonde și trebuie să-mi dați o sumă de bani. Nu, nu vă costă absolut nimic, nu dați niciun bani, este plăcerea mea. Acestea fiind spuse, dragii mei, sper să ne revedem cu bine la următorul videoclip, să fiți sănătoși și vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și toate cele bune.